Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buget de Familie, pentru un mic haul de cumpărături. Am făcut aceste cumpărături la Carrefour și pentru că aveam de cumpărat un cadou de zi de naștere pentru o prietenă, am zis să intru și până la Sinsay să vedem ce găsim. Mă uitasem inițial pe site-ul lor, dar ceea ce era pe site nu avea un magazin, deci a trebuit să mă reorganizez pe moment și să găsesc altceva. Dar să începem cu bonul. La Carrefour am cheltuit 42,79 lei și mi-am luat următoarele lucruri. Două sticle de Pepsi la 2,5 litri la 5,95 lei. Le-am cumpărat pentru că este un concurs la Pepsi, este astăzi ultima zi și dacă cumperi produse de la Pepsi de minim 10 lei, poți să trimiți bonul și poți să câștigi telefoane. După care un alt produs pe care l-am luat pentru că voi participa cu codurile dinăuntru cutiilor la un concurs sunt berile de la Timișoreana. De la 16,50 lei, sunt 6 beri. După care am găsit la raftul de produse care urmează să expire aceste prăjiturele de la Măgura, reduse 50% de la 1,10 lei și am dat pe fiecare 55 de bani. După care am găsit aceste capsule pentru expresoarele Nespresso la 5,99 lei, adică la 6 lei, reduse la 50%, adică 3 lei. Lucru care este mult, mult mai ieftin față de ce capsule cumpărăm noi. Adevărat că nu sunt originale, dar expresorul nostru merge și cu ele. Bărbatul meu a zis că el o să le încerce să vadă cum sunt. Acum să sperăm că sunt bune. Un alt lucru pe care l-am cumpărat de la Carrefour sunt aceste merendine de la Balconii. Din păcate, aceste merendine nu se găsesc la Auchan și, sincer, îmi era poftă de ele pentru că nu le-am mai mâncat de mult. Acestea au fost 9,20 lei și sunt 6 bucăți, mult mai scumpe decât cele de la Auchan, care sunt 6,90 lei și sunt 10 bucăți. Dar na, când ți-e poftă, ți-e poftă din când în când. Știam că nu o să mai ajung foarte curând la fur și atunci am zis hai să mi le iau. Și haideți să vă arăt ce cadou am luat. Prietena mea este mare fan Mickey. Am vrut să-i cumpăr un portofel, dar nu am găsit acel portofel. Aveau doar o geantă de un mic port make-up de călătorie și atunci m-am gândit să-i cumpăr niște șosete cu Mickey Mouse pentru că mi se par și foarte folositoare și n-au cum să nu-ți placă dacă ești fan Mickey Mouse. Acestea au costat 20 de lei, așa că sper să-i placă. Știu că nu se uită la canalul meu de YouTube, deci nu o să fie probleme în a vedea ce i-am cumpărat înainte. Ea este ziua ei de naștere, este de Crăciun și de fiecare dată toată lumea uită de ziua ei, prinsă cu sărbătorile și cu familia și atunci am zis să iau de acum, că în cel mai rău caz îi trimit o poză de ziua ei, uite ce ți-am luat, dar n-ajungem să te vedem sau ceva de genul, nu știu, sper să nu se supere. Cam atât pentru astăzi, nu am cumpărat foarte multe lucruri, dar ceea ce vreau să vă spun este că este omor în magazine, deci dacă aș fi găsit o altă soluție să nu mă duc până în magazin, ar fi fost fantastic, că este atât de multă lume. Adevărul este că atunci când am plecat din Carrefour, eu am fost în Carrefour duminică și în momentul în care am plecat, adică pe la ora 8 seara, deja se liniștise. Așa că dacă vreți un pont, vă puteți duce la cumpărături. Să zic, după ora 21 sunt convinsă că nu mai e nimeni și aveți o oră să vă faceți cumpărăturile și sunt șanse să nu fiți călcat în picioare. Dar referitor la stoc, la ce produse au, este omor. Deci, sincer, eu cred că urmează finalul lumii, că o parte dintre noi știu că niciodată, că nu se va mai găsi mâncare și doar eu cumva nu știu că trebuie să-mi fac stocuri pentru că altfel nu-mi explic de ce este atât de aglomerat înainte de sărbători, de parcă n-am mâncat în fiecare săptămână, mâncăm numai de Crăciun. În fine, vă rog să-mi spuneți ce credeți și voi despre această aglomerație exact înainte de sărbători, ce
pot să cumperi chiar atât încât să se aglomereze magazinele în halul acesta. Sper că v-a plăcut ce mi-am cumpărat și spuneți-mi și voi ce părere aveți despre aglomerația de sărbători. Pa, pa! Acestea sunt lucrurile pe care le-am cumpărat de la magazinul din jurul casei, un Carrefour Market, pentru că ne-am dat seama că se vor închide și, sincer, dacă se închide un supermarket o zi, încep să înțeleg de ce lumea își face provizii, îți dai seama cât o să-ți trebuiască în acea zi și vrei să fii sigur că ai ce îți trebuie. Haideți să începem în primul rând cu bonul. Am cheltuit 66 de lei 22 și numai din vina lui Peter, pentru că altfel ar fi fost ok. Avem niște ouă de la Tonelli la 8 lei 99. Avem niște banane la, ia să vedem, la 9 lei. Da, la 9 lei 02, o pungă de peștișori cu susan 2,90 lei, 4 iaurturi de la Zuzu care au fost 99 de bani, deci 3,96 lei pentru 4. Și acesta este motivul pentru care am dat 66 de lei, pentru că berea a fost 29 de lei 20. Și-a dorit bărbatul niște bere de la Guinness și na, asta este ce să facem, mi-a zis de la obraz că este doar o dată Crăciunul. Zic bine, ok, ce să facem? Am mai luat niște snacks-uri, o pungă de snacks-uri de la Pomber la 1,95 lei. Și niște biscuiți cu susan de la Croco la 1,69 lei. Am cumpărat și un morcov, unul singur, pentru că vrem să-l punem pe farfurie pentru Rudolf, că vine Moș Crăciun și trebuie să-i dăm de ceva de mâncare și lui Rudolf. Am găsit iaurtul acesta bio de la Napolact de căpșuni la reducere, pentru că urmează să expire în două zile și am de gând să-l mănânc, la 1,20 lei, care mi se pare un preț bun. Și mai am niște cartofi, după cum bine vedeți, nu am vrut sub nicio formă să cumpăr punga aceea de 10 bani, nici măcar de la Carrefour Market, și am pus acești cartofi într-o pungă de la Auchan. Asta este, cam atât de la mine de data aceasta.